Bună dimineața, dragi prieteni! Sunt Rafael Udriște și vă invit să rămâneți împreună cu noi, conectați la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. În postul adormirii Maicii Domnului, la mănăstirea dobrogeană Sfântul Ioan Casian, a avut loc, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, o taberă de post terapeutic. Această idee a postului ca terapie a fost adusă în atenție de Cezar Elisei, un tânăr temerar ieșan care a ținut un post doar cu apă 40 de zile, în timpul unei expediții la o clinică de postit din Siberia. În urma acestei experiențe a scris o carte pe care a promovat-o printr-un pelerinaj pedestru de la Iași la Constanța, pe o distanță de peste 400 de kilometri, de asemenea fără a bea apă. Un reportaj de Paula Tăbârcă. La binecunoscuta mănăstire Sfântul Ioan Casian din Cheile Dobrogei, în postul adormirii Maicii Domnului, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a avut loc o tabără de post terapeutic. Descoperind sau redescoperind valențele postului doar cu apă, participanții au avut răgaz să afle ce înseamnă această terapie trupească cu extraordinare valențe sufletești. În lumina învățăturilor bisericii, ghizi în tainele postului le-au fost Cezar Elisei și părintele Iustin Petre, starețul mănăstirii. Eu sunt preocupat de problema alimentației Sfinților Părinți de mai bine de 6-7 ani, iar anul acesta am avut bucuria, în a 10-a zi din postul mare, să-l întâlnesc aici, la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, pe Cezar Elisei, care m-a descoperit pe internet, a văzut care sunt preocupările mele și a venit să aibă o discuție mai serioasă cu mine. El intenționa să țină un post de 40 de zile, lucru pe care l-a și făcut, doar cu apă. În perioada postului mare a ținut un post cu apă de 40 de zile. Atunci, în urma acelor discuții, ne-a venit ideea să împărtășim lucrul acesta și celor care doresc să țină un post terapeutic. Eram convinși și eu și el de eficiența acestui post și iată că acum, în postul adormirii Maicii Domnului, suntem la a treia ediție a taberelor dedicate postului terapeutic de aici, de la Mănăstirea Sfântului Ioan Casian. Dar cine este Cezar Elisei? S-a născut în anul 1982 în Iași. A absolvit studiile seminarului teologic, apoi a urmat cursurile Facultății de Filosofie Alexandru Ioan Cuza din capitala Moldovei. Înainte de a porni pe această cale, a fost jurnalist la o televiziune națională. Povestea a pornit cumva, cred că de anul trecut, sau de cu 2 ani. Citisem foarte mult pentru o carte de-a mea despre postul negru, cam tot ce era în limba română și engleză. Și auzisem despre postul terapeutic înainte de a apărea în limba română încă câteva cărți și am început să țin post 2 zile, 3 zile, 5 zile. În a 5-a zi mi se părea că, vai, sunt fel de sfânt, așa plutesc cumva pe deasupra pământului și fac mare performanță, până când mi-am dat seama că sunt într-o eroare, pentru că mulți oameni țin post. Foarte mulți oameni pe care noi cunoaștem și care țin post așa într-o discreție maximă. Anul trecut, în noiembrie, am ținut 13 zile înaintea unei lansări de carte și m-am simțit bine. Și atunci mi-am zis, băi, ce ar fi să țin anul ăsta mai mult, anul 2020. Și așa, din aproape în aproape, Dumnezeu a ajutat. Am început postul pe 1 martie. Pe 1 martie seara mi-am pus, a început bun, cum se zice, de pe 2 martie n-am mâncat nimic până pe 10 aprilie. Timp în care am fost în Siberia, la o clinică de postit, una din cele 50-60-100 mai nou, cât o să fie, de clinici în Rusia. În primăvara acestui an, atunci când timp de 2 luni lumea a rămas în loc de teama pandemiei de coronavirus, Cezar Elisei trăia poate experiența vieții sale făcând o expediție de studiu la o clinică din Siberia unde se postește negru. În urma acestei călătorii a luat naștere cartea Jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă. Lansarea cărții a fost făcută de asemenea într-un mod inedit. În luna iunie, timp de 9 zile, a străbătut pe jos peste 400 de kilometri de la Iași la Constanța, consumând doar apă. Cartea convinge în sine despre experiența postului. În momentul în care începi să citești aici, de la prima zi până la ziua 40, cum te simți și, în general, este valabil pentru toată lumea, și bărbați și femei, și slăbuți și mai grăsuți, și mai plinuți, și mai bolnavi, și mai sănătoși.
toți se regăsesc aici, pentru că este scris atât de accesibil încât oricine poate să înțeleagă ceva. Și apoi pelerinajul pedestru, pentru că era starea asta de criză, nu puteai să faci o lansare și să-i expui. Și am zis în 10, astea zile cât am să merg pe jos, voi atrage suficient opinia publică și atenția, încât să am timp să povestesc. Și într-adevăr așa a fost. Imaginația mea a funcționat de data asta. Și în cele 10 zile de pelerinaj, în fiecare zi mai ziceam câte o pastiluță. Și cred că a fost o surpriză pentru mine că am ajuns la final. Astăzi a fost o zi foarte bună. În ideea în care am făcut 15 km, că atâția sunt, între Galați și Brăila, n-am mai folosit niciun fel de pastile. Și apoi, mâine pe mâine și răspăi mâine, sunt niște zile care vor fi solicitante, în ideea în care va trebui să facem vreo 150 de km în 3 zile. Dumnezeu m-a întărit, mai ales pe ultimele 2-3 zile, și am reușit să ajung. A fost foarte greu, vă spun. Și bariera asta psihică, a fost un blocaj psihic să vrei să mergi atâția kilometri fără să mănânci. Și sunt oameni care merg mult pe jos. Am citit și cartea recordurilor, am văzut toate recordurile în zona asta. Sunt oameni care merg în mâini, merg cu spatele, merg diversi probe. Dar să mergi 400 și ceva de kilometri fără să mănânci nimic, nu s-o mai găsi nimeni pe fața pământului. La capătul acestui drum luau naștere taberele de postit de la mănăstirea Sfântului Ioan Casian. Părintele Iustin ne-a amintit că postul, după cele spuse de Sfinții Părinții ai Bisericii care îl numesc desăvârșita nemâncare, a fost inspirat de exemplul Mântuitorului Hristos, care a postit 40 de zile și 40 de nopți pe muntele Carantanii. Aceasta este taina postului. În taberele de la mănăstirea Sfântului Ioan Casian, postul doar cu apă este recomandat a fi ținut treptat, cu pregătire și sub supraveghere medicală. Noi nu vom recomanda decât postul de 7 zile, deoarece dacă ții mai mult de 7 zile, trebuie să fii asistat medical. Cel mai bine ar fi să țin o săptămână de regim vegetarian, să nu consumi alimente de origine animală cu o săptămână înainte de a începe postul, să-și faci teste de sânge și urină care arată problemele din organism, dacă sunt probleme dificile, grave, care ar fi în disonanță cu postul, și să ia, evident, o aprobare de la medic, să discute cu medicul și să-i spună. Și vis-a-vis de problemele lui care le are. Există această problemă că medicii nu înțeleg, dar sunt destui și medici creștini care înțeleg și aprobă și își doresc asemenea sfaturi să le împărtășească. Și apoi să meargă la duhovnic, nu ultimul. Înainte de a porni în incursiunea în îndepărtata Siberie, Cezare Lisei a cerut firește binecuvântarea duhovnicului său, părintele Nicodim Petre, starețul mănăstirii Bucium din Iași. În lumina celor deja cunoscute de el, odată ajuns în Siberia, Cezar avea să afle despre puterea postului ca sursă de vindecare nu doar duhovnicească, ci și fizică și psihică. I-a inspirat profund pe cei din jur cu povestea lui, iar acum, pe dealul Casienilor, s-a ajuns deja la a treia ediție a taberelor de postit. Cum ați luat contact cu această idee? De la domnul Cezar. Ne-a deschis așa un pic ochii, să zic. Mie oricum mi-era un pic, să zic, frică. Și citind cartea lui, am descoperit că se poate. Fiind și cu apă, n-ar fi fost o problemă mai gravă. Și am vorbit cu duhovnicul meu, părintele Remus. Am luat hotărârea să venim aici pentru 7 zile de post. Și s-a nimerit să fie a 8-a zi, fiind vineri. De ce ați hotărât să țineți postul? Pentru mai multe. Luminarea minții, eu știu, pentru să fiu un pic mai vioi, mai sănătos, mai... La îndrumarea părinților chiar m-am simțit mai bine și mă simt mai bine. Cum te simți în a 8-a zi de post? Mă simt destul de ok. Nu am așa nicio problemă. Nu. Am avut câteva dureri de cap, de stomac, dar mi-au trecut. Care zi a fost cea mai dificilă? A treia și a șasea. Ce ai simțit? M-a durut capul și la șasea m-a durut stomacul. Simțeam așa un fel de leșin.
Astăzi este a șaptea zi de post cu apă și mă bucur că am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu. În acest moment mă simt și puțin obosită pentru că eu am o lipsă de fier, dar am continuat să iau supliment de fier ca să fiu în regulă. Mă simt și destul de entuziasmată la ideea că am reușit să ajung până în ziua șaptea, că nu mă așteptam, sincer. Probabil dacă aș fi fost acasă, nu aș fi reușit, erau prea multe ispite de mâncare în jur. Și atunci sunt destul de încântată că mi-a ajutat Dumnezeu și am reușit să duc la capăt această încercare. Am ținut două posturi, acesta este al treilea. Primul post a fost de 7 zile, după care au urmat 3 zile de revenire. Cel de-al doilea post a fost de 10 zile, cu alte 3 zile de revenire, iar acum sunt în a 8-a zi a postului. Trebuie să vă mărturisesc că nu a fost un drum foarte lin, nici foarte complicat. Eu, având de foarte, foarte mulți ani o dietă vegetariană, dar în primele două posturi, ispitele au fost legate de trup, și anume de locomia pântecelui. Ispitele în acest post au fost de natură duhovnicească și acestea m-au făcut să mă analizez, să-mi descopăr sinele, să văd ce este în neregulă cu mine, pentru că au scos la iveală patim. Și bineînțeles că fiecare încercare mi-a dat de gândit. De ce s-a întâmplat, ce trebuie să fac, pentru că toate aceste patii nu fac decât să îngrădească dialogul meu direct cu Dumnezeu. Dorința mea este de a ajunge la acea rugăciune, la acel dialog sincer, curat și deschis cu Dumnezeu. Într-adevăr, când ții postul cu apă pentru prima dată, este un război, să zicem, sunt momente în care simți că lupți pe viață și pe moarte cu propriul tău trup. Trupul se revoltă, trupul își cere drepturile obișnuinței în care tu l-ai învățat. Dar de începând cu al doilea post, cu al treilea post, apar aceste beneficii, aceste efecte. E o academie, să zicem, o școală extraordinară pe care fiecare dintre creștinii care se respectă, care merg la biserică, care au pretenția că sunt practicanți, ar trebui să o încerce. Beneficiile postului terapeutic le-a simțit pe propria piele și doamna Adriana Nazarciuc, editorul cărții, care pentru a-l susține pe Cezar Elisei în demersul său și-a propus de asemenea să țină postul cu apă. Deși a reușit doar 20 de zile, efectele pentru sănătate nu au întârziat să se arate. Nici eu, nici Cezar nu am ținut post pentru a ne vindeca anumite afecțiuni. Acestea le-am constatat abia după. El a constatat că i-a trecut piciorul, că i-a trecut inima, că la colon n-am mai avut deja probleme, iar eu aveam mari probleme cu dentiția, aveam o paradontoză. Efectiv, dinții de jos mi se clătinau. Și mi-am dat seama, efectiv, că nu mai am. Și spondiloza cervicală, din cauza muncii mele îndelungate la calculator, de acum percepeam o cucoașă undeva la mijlocul spatelui, cum se conturează. Nu mai am această problemă. Aveam varice, s-au vindecat. Și de asta am zis, Cezar, trebuie să spunem lucrurile astea. Beneficiile acoperă 90% din toată problematica omului. Aspecte fizice, care înseamnă, evident, slăbire a trupului, scăderea în greutate, care pentru unii înseamnă foarte mult, pentru unii mai puțin, dar se întâmplă acest proces. După aia, tratarea foarte multor boli, spre exemplu, răceala se tratează cu post, astmă bronșică se tratează cu post, problemele pielii se tratează cu post, mare parte din probleme inimii se tratează cu post, probleme digestive, probleme excretorii se tratează cu post. Cam peste tot pe unde trece mâncarea și lasă o problemă, ficatul, spre exemplu, rinichi, orice are de-a face cu mâncatul în exces, totul se tratează cu abținere de la mâncare, da? Cu punerea poftei în cui. Deci se tratează, e foarte interesant. Deci trebuie, cum să zic, și o aplicare deosebită spre lucrul ăsta, dar și dorința asta de a cuprinde un adevăr extraordinar, cum că postul tratează boli. Apoi sunt aspectele mentale care relevă o acuitate mai bună a minții, o claritate a minții și o înțelegere mai repede a ideilor și de rezolvarea problemelor. Apare optimismul, dispare depresia și omul iese în față. Iese în față cu o mai mare stimă de sine. El crede că a făcut ceva bun și, nu știu, Duhul Sfânt îl întărește în ideea asta.
Se întâmplă niște chestii fenomenale la nivel de minte și de suflet. Omul înflorește. Nu știu, capătă o maximă încredere în sine. Eu unul n-am ieșit. Am fost reporter la o televiziune națională și n-am ieșit în față. Niciodată. Înainte de a scrie și de a apărea cu cartea asta. Pentru că nu aveam încredere în mine și pentru că nu făceam ceea ce voiam eu să fac. Nu făceam menirea vieții mele. Eu făceam o meserie. Și în momentul în care am descoperit că asta este ceea ce trebuie să fac, în momentul ăla, atunci ieși în față, atunci te deschizi și postul te ajută să-ți găsești menirea ta în viață. Este extraordinar. Și apare a patra chestiune foarte importantă și nu ultima, asta poate ar trebui să fie prima, întărește relația cu Dumnezeu și ascute spiritul. Te face foarte atent la orice șoaptă pe care primi-o de la Dumnezeu. Exact așa și doar prin post și rugăciune. Acum, de când sunt în monahism și am exersat și eu cât am putut după măsura mea postul acesta doar cu apă, am văzut că, într-adevăr, postul este o minune în viața omului. Postul te învață lucruri pe care nicio școală, oricât de înaltă ar fi această școală, nu te poate învăța. Și anume, te învață să-ți stăpânești trupul, te învață să-ți stăpânești patimile sau pulsiunile. Postul aduce blândețea gândurilor. Cu alte cuvinte, gândurile nu mai sunt capabile să producă un război nuclear în capul nostru. Ele se îmblânzesc. De asemenea, postul produce cugetări luminoase, înalte și subțiri, care vin ca o revelație, nu te străduiești, nu te chinui, nu faci un efort intelectual ca să gândești acele lucruri. Ele vin pur și simplu, se nasc din mintea noastră doar în contextul postului cu apă. De asemenea, postul aduce trezia sau trezvia minții, și anume starea de prezență. Ești capabil să fii atent la fiecare musculiță care se mișcă în jurul tău, la fiecare fir de praf. Iar lucrul pe care îl consider cel mai important este discernământul, darul discernământului. În momentul în care ții postul cu apă, ți este foarte ușor să decelezi, să discerni ce este bine de ceea ce este rău, să discerni ceea ce este frumos de ceea ce este urât, ceea ce este de inspirație dumnezeiască și ceea ce este de inspirație demonică. Situată în ținutul unde s-a sihăstrit cuviosul Ioan Casian, Sfântul Filocalic, care ne-a tălmăcit despre cele 8 gânduri ale răutății, mănăstirea Sfântul Ioan Casian este un loc prielnic rugăciunii, meditației și ascezei, fiind ferită de zgomotul lumii. Prin urmare, mănăstirea este spațiul ideal pentru desfășurarea unor asemenea tabere de postire. Credem că aici este cea mai bună locație, aici la mănăstire. Aici, la această mănăstire, la Ioan Casian, am găsit deschidere și vom face tabere de postit pentru toată lumea care s-ar preta postului, care dacă nu au niște boli grave, cronice, cam toată lumea se pretează, dar o să discutăm cu fiecare în parte și sperăm să facem în jur de 6 sau 7 sesiuni de postit de câte 10 zile. De fiecare dată voi fi și eu aici și părintele și sperăm să ne alăture în timp și medici, asistenți, deja am găsit, și să vină și împreună să facem o frumoasă lucrare și să-l aducem pe om în starea lui cea mai bună. În cele 10 zile ale taberei, cei prezenți s-au bucurat de un program intens. Am făcut destul de multe, am avut și program de ascultare la mănăstire și am ajutat la treburi, nu știu, în grădină, la seră, la curățenie, la tot ce a fost nevoie, dar am fost și să vizităm mănăstirile din zonă. Am fost la mănăstirea Crucea împreună cu părintele Iustin, am fost la mănăstirea Colilia, la Sfântul Dionisie și chiar și până la Capidava am vizitat și mănăstirea, dar și cetatea. Deci a fost un program foarte frumos, iar în fiecare seară am avut ori o plimbare, dacă nu aveam neapărat o excursie, ori întâlnirea de seară pe care am făcut-o aproape zilnic, în care fiecare a împărtășit din experiența zilei și asta ne-a ajutat foarte mult și să vedem că ceilalți trec prin stări similare și să ne susținem moral și emoțional, să ne încurajăm că uite o să fie mai bine, pentru că sunt anumite zile în care poți fi mai greu, de exemplu la a treia zi cam toți resimt dureri de cap, un pic de stare de moleșeală și atunci ne-am încurajat unii pe alții și chiar a contat foarte mult această experiență împreună. Primește postul și rugăciunea și plecarea genunchilor noștri. Și ne dăruiește nouă harul cel atotputernic care să ne lumineze calea
să ne cheme spre tine, Hristoase Dumnezeule. De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, participanții s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a înalprea Sfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a rostit pentru cei de față o rugăciune de întărire. Totodată, Părintele Arhiepiscop Teodosie a dat binecuvântarea pentru organizarea primelor tabere de postit la Mănăstirea Sfântului Ioan Casian. Am binecuvântat această tabără de postire și am apreciat pe Cezar, care veni de la Iași la Constanța doar ținând post cu apă și ne-a dat niște coordonate atât de frumoase pentru viața noastră. Iată, astăzi am prăznuit pe Sfânta Teodora. Sfânta Teodora a postit și ea, chiar înainte de plecare, 40 de zile integral, chiar fără apă, cum au postit mai mulți sfinți. Postirea a fost forma de asceză a multor trăitori și, cu adevărat, atunci când trupul este neîmpovărat, sufletul este liber. Atunci cugetarea urcă mai aproape de Dumnezeu. Întemeiat pe cuvintele Sfintei Scripturi, dar și pe experiențele sfinților nevoitori sihaști, postul terapeutic nu poate fi despărțit de rugăciune. Sfântul Ioan Casian spune că postul este temelia oricărei lucrări duhovnicești. Și pe această temelie se construiește rugăciunea. Părintele Iustin ne-a spus că postul și rugăciunea ajută nu doar în întâlnirea noastră personală cu Dumnezeu. Acestea pot fi dedicate unei persoane dragi aflate în nevoie, lucru pe care l-a învățat de la bunica lui. Eu îmi aduc aminte cu foarte mare bucurie de bunica mea. Povestea o știu de la un frate de-al mamei, care la câțiva ani după ce s-a căsătorit, născuse deja câțiva dintre cei 11 copii pe care i-a avut, a trecut printr-o mare cumpănă de viață. Bunicul s-a îmbolnăvit de cancer de plămâni. L-au dus, bineînțeles, la spital, la Iași, a fost investigat, s-a confirmat boala, apoi a fost trecut prin terapie, chimioterapie, radioterapie, toate procedurile care se fac și pentru ca la final medicii să declare că boala a învins și să-l trimită acasă să moară liniștit în sânul familiei. Atunci bunica, pentru că trăia într-un sat foarte aproape de mănăstirea Slatina, unde la vremea respectivă erau părinți importanți din ortodoxia românească, de altfel mănăstirea Slatina era considerată o academie duhovnicească la vremea respectivă, ce a făcut? S-a dus, bineînțeles, la Dumnezeu, ultima soluție. Ea se spovedea în vremea respectivă la părintele Cleopa și a zis: părinte, eu nu mi-am luat bărbat ca să îl las să moară. Cu cine am să-mi cresc eu copiii? Prin urmare, vă rog, dacă știți ceva, dacă puteți face ceva, ajutați-mă. Iar părintele Cleopa i-a dat următorul sfat: există o singură soluție, post, rugăciune și multe lacrimi. A înțeles bunica, s-a întors acasă, bunicul, din câte îmi povestea unchiul, era deja în comă, nu mai vorbea și a stat lângă el timp de 2 săptămâni în post și rugăciune. Povestea unchiul că doar când și când își umezea buzele, iar într-o noapte bunicul a visat, asta este mărturia lui, a visat o femeie îmbrăcată frumos, despre care știm, bineînțeles, că era Maica Domnului, care a venit, l-a mânghiat pe creștet, i-a adresat cuvinte încurajatoare, iar ulterior a scos ceva negru, ca o carne neagră din plămânii lui, apoi s-a trezit și din ziua aceea a început să se însănătoșească. Bunica era o femeie aprigă. Din momentul acela, ea a ținut post negru în fiecare vineri, toată viața ei, și obișnuia să nu dea mâncare, deci nici măcar apă, animalelor și orătănilor din curte. Din nou la Mănăstirea Plumbuita din capitală.
detalii istorice despre mănăstire, despre ctitor, dar și despre Bucureștiul de altă dată, în dialogul pe care l-a purtat colegul nostru Andrei Victor Dochia cu părintele profesor Constantin Necula. Urmează Bucuria Credinței. Bună dimineața! Bine ne-am regăsit! Trebuie să recunoaștem că ne-am îndrăgostit de Plumbuita și de cealaltă mănăstiri ne-au stat tare mult la inimă și noi venim, de fapt, încheiem un periplu pornind la turnul de Prahova, Snagov, apoi Plumbuita, arătând odată în plus osatura aceasta de vlădicie domnească a țării. Nu suntem într-o Românie fără stăpân. Adică voievozii acestea rămân în continuare niște stâlpi de protecție și de aceea astăzi ne îngăduim să tâlcuind despre pilda datornicului nemilostiv într-un palat voievodal, care e drept că a fost ruină foarte multă vreme, dar este facerea lui Matei Basarab. Iar acum trebuie să spunem că este pe mâini bune și că se simte părintele ceea ce am văzut. Justin, dacă simțiți un zâmbet în plus față de prima parte a emisiunii trecute, să știți că vine în această așezare în siguranță unor mâini dibace care muncesc corect și înalță lui Dumnezeu, nu doar slavă, ci și astfel de monumente de rezistență. Felul în care mănăstirea arăta în urmă cu 7-8-10 ani de zile. Dacă ne întoarcem mai înainte de 48, aproape că ni se face rău, imagine din album, imagine din fotografii pe care le-am văzut arătau de fapt o ruină totală. Iar astăzi a înflorit, pas cu pas s-au făcut renovări, palatul este în plin proces de restaurare. Vechea stereție a fost restaurată, palatul este în plin proces de restaurare, de aceea dacă vedeți că nu intrăm astăzi în interiorul palatului, o facem pentru că încă vrem să protejăm imaginea și oamenilor. Și vrem peste timp să le oferim telespectatorilor surpriza de a vedea cât de bine arată palatul restaurat. Dar istoric putem să vorbim despre... Mai ales că suntem într-o zi care altă dată era istorică pentru România. 23 august. Dar cum ne vindecăm de tezele istorice sau istoriografice prin care am fost îmbătați veacuri de-a rândul și veacuri nu mă refer la timp, ci atâtor veacuri le-au lipsit domnitorii. Îi recunoșteam Părintele Justin că, de fapt, noi despre acest Petru Ctitorul și despre Alexandru al II-lea nu prea am învățat la școală mare lucru, iar despre doamna Chiajna o știam în altă căsătorie, nu din căsătoria cu... O domnie de doar 10 ani care a însemnat foarte mult. A însemnat mult pentru că a lucrat mult în zona Bucureștiului, care în vremea aceea se întărea ca loc de capitală, să-i spunem. Mi-aduc aminte, dacă ți-aduci și tu aminte, sunt convins, imaginea aceea foarte frumoasă a doamnei Chiajna cu copiii de la Snagov. Obsesia mea a rămas aceeași, dacă ți-aduci aminte. Era imaginea aceea îmbrăcată deja în hainele acelea de luminoase ca de înviere, știi? Și atunci, în contextul ăsta, cred că merită să amintim că voievozii împreună cu toți copiii lor constituiau curtea care, într-o vreme, sub Matei Basarab, a avut nevoie și de un palat domnesc. Am să-mi îngădui să beau o cană de apă, să știi. Pentru că nu e 23 august când filmăm, dar nici departe de căldura din 23 august nu suntem. Îmi aduc aminte ce manifestări erau atunci, eram foarte mic, dar îmi aduc aminte ce însemna ziua aceasta de 23 august pentru... Eram niște datornici nemilostivi. Plăteam o datorie care nu era noastră. Până la urmă, din 23 august până în septembrie târziu, România a fost la îndemâna oricui. Ți-aduci aminte abuzurile făcute de armata sovietică, n-am zis armata rusă, ca să nu confundăm istoriile, da. De armata sovietică făcută în timp. Despre armata rusă am fi putut vorbi atunci când am fi vorbit despre Snagov și despre dărâmarea sub tăvălugul oștirilor a primei fețe a mănăstirii în perioada războiilor ruso-turce. Cred că până la urmă momentele de genul acesta din istorie trebuie vindecate și reasumate cu toată competența de care avem nevoie. De aceea te invit să intrăm la vodă și să le întrebăm care mai este starea cerului și a pământului până la urmă și în ce mod dragostea lui Dumnezeu poate să ne vindece de rănile istoriei. Urcăm treptele Palatului Voievodal, da? O casă domnească. Ai remarcat că noi am plecat tot de la o curte domnească la Târgșorul cel Nou, la turnul. La Comăna, ți-aduci aminte că am intrat într-un palat domnesc, într-o casă domnească. Da, foarte asemănător cu ce găsim aici. Foarte asemănător pentru că ei gândeau la siguranța lor. Aduți aminte că așa atunci constatam, ca și acum, că de fapt, dincolo de zidul ăsta, probabil că era tot ceea ce înseamnă sala tronului.
n-aveau nevoie să fie ascultați de nimeni din afară și secretul era asigurat. Tu gândește-te că acolo era o sala tronului, se discuta, iar aici totul era păzit și acolo departe, cât de mare ar fi fost șpionul, sigur că pe vremea aceea n-aveau tehnica de ascultare de astăzi, dar în mod real știau să-și protejeze țara. Nu și-o expuneau și în discursiile lor, chiar cele răutăcioase, că există suficient de mulți. Mihnea n-ar fi fost unul dintre cei care a închinat mănăstirea către Xiropotamul, nu era chiar un evlavios în ceea ce privește cordialitatea cu ceilalți din traficul politic al vremii, dar arăta odată în plus respect pentru ceea ce înseamnă sfințenia cuvântului dat. Și asta nu e puțin lucru. Oare câte decizii și câte s-au luat aici, câte discuții au avut loc? Pentru noi e important astăzi să înțelegem în ce mod s-au băgat datornici la cultură. S-au băgat cultura datornică la ei. Gândește-te că nu departe de aici, undeva în spatele palatului a fost montată tiparnița, că de aici a plecat ceea ce spuneam în emisiunea trecută de Traevanghelul și Psaltiria. Cred că e important să spunem că, vezi, două bucăți de scriptură au plecat către oameni. Cele patru evanghelii, sigur că ediția era un pic mai mare și preotul citea din trensa, da. Iar cealaltă psaltire era la îndemâna schiturilor, dar sunt convins că era și pe masa multor credincioși. Există în tradiția Transilvaniei, de exemplu, povestea unor neamuri din munții Apuseni care au păstrat psaltirea din neam în neam. De exemplu, ce știm noi la ora actuală este că psaltirea lui Avramian a stat și în mâna lui părintele Iosif Trifa. Adică, iar Iosif Trifa a predat-o pe mai departe. Suntem în plină moștenire a cuvintelor Scripturii. Plumbuit are și calitatea aceasta de a lăsa să se moștenească Scriptura unui popor. Poate de aici este și vindecarea de datornici nemilostivi. Strâng astăzi de gât biserica oameni care sunt datori culturii române cu foarte mult pentru că i-au ridicat și i-au atârnat pe ecrane și i-au atârnat în conștiința națională fără să fi făcut mare lucru pentru ea. Pe de altă parte, trebuie să luăm în considerare faptul că biserica este cea care pune în valoare, restaurează, renovează, redă cultului și tuturor și țării niște clădiri care, iată, au fost făcute domnitori. Astăzi domnitorii de astăzi nu mai stins, fac astfel de lucruri. S-au stins și domnii de altă dată. Au trecut tovărășia peste noi și asta ne-a costat. Să spunem că din 48 cu foarte mare eforturi a fost salvată clădirea și toată, hai să spunem, instalația de duh a acestei mănăstiri, că visul lui Mareșalului Antonescu de a fi înmormântat aici și de a purta aici în clădirile acestea, inclusiv oasele soldaților căzuți pe toate câmpurile de luptă, aproape că s-a stins. Dar rămâne în sine o datorie a bisericii față de ei. Repet ceea ce am spus când eram la turnul, pe foarte mulți acuzând de filetism biserica că își pomenește eroi și își pomenește voivozii aceștia adormiți într-un nădejde în învierii. Candela aprinsă. Nu și numai asta, ea arată odată în plus că biserica nu este contranațională. Ea poate să fie anațională până la un punct, dar nu poate fi contranațională. O biserică care își construiește discursul împotriva propriului popor, e o biserică care și-a ratat demnitatea. Mergem împreună pe unul dintre traversele între vechiul palat domnesc și ceea ce a însemnat în vremea aceea, probabil cancelaria. Suntem împreună într-o clădire care trece de la 1532-34 spre istorie. În 1564 se definitivează și își capătă până la urmă această fidelitate estetică prin care, de care noi astăzi ne bucurăm. Stăm la umbră un pic și să respirăm în fața unei asemenea minunății. Din punctul meu de vedere, nu-ți vine să crezi că în mijlocul Bucureștiului poate să existe oază de bizantinism valah de această calitate. Trebuie să le spunem celor care poate nu știu, pe șoseaua Colentina, cred că au trecut bucureștenii într-un fel sau altul. În spatele parcului, în spatele lacului, este un indicator care arată că această oază de liniște, de bucurie, de spiritualitate, de istorie se află plumbită. Vreau să citesc ceva. Patul Voievodal e finalizat în 1647, după ce este refăcut de, prin anii 40 de Ion Sachelarescu, de părintele Ion. Uite aici, zice, aici, zice, delegația înaltei porții aducea steagul de domnie lui Constantin Brâncoveanu, am spus noi asta în biserică, la 1 iulie 1654. Tot aici Constantin și-a primit oaspeții din Moldova atunci când fiica sa, Ancuța, s-a căsătorit cu postelnicul Nicolae Ruset, fiul vornicului Iordache Ruset. Suntem într-o sală de nunți românești, dacă vreți, autentică, pentru că până la urmă tot ceea ce a însemnat esența demnității naționale a unui popor a stat și pe această nuntire,
nuntire între vrednicile dinastice ale voievozilor noștri. Cum ar arăta momentul acela să închidem ochii și să ne închipuim o nuntă de o asemenea frumusețe? Ne va fi greu să înțelegem, pentru că eu cred că filmul istoric românesc și-a pierdut din importanță înaintea colegilor din cinematografia de lung metraj. E mai important să vorbești împotriva țării tale sau să-ți permiți să arunci la lada de gunoi a istoriei multe din naționalismele noastre, ceea ce este și firesc. Excesele trebuie și împotriva bisericii, din păcate. Dar din nefericire arunci cu apa din vănița de lăiat și copilul care tocmai l-a lăiat. Adică nouă ne lisesc câteva povești filmate despre o parte din voievozi. Au comentat foarte mulți împotriva filmelor istorice, știu, Mihai Viteazul, Mircea cel Mare, Dacii. Chiar și Dacii. Da, fără îndoială că sunt comentabile din multe puncte de vedere, dar ele au creat, în generația mea cel puțin, au creat o anumită aplecare spre studiul istoriei. Și mă uit și astăzi primesc copiii bibliografie la istorie pentru a-și închipui amploarea evenimentelor și a luptelor duse, înseamnă foarte mult astfel de filme fără pentru îndoială, ei, fără pentru îndoială. A vizualiza exact cum s-a întâmplat. Eu cred că dacă stăm și chibițăm la vikingi de pe Netflix, e firesc să chibițăm și la dacii de pe televiziunile noastre și din când în când asta este remarcabil, să reluăm și să redăm cu atenție și cu o prezentare anterioară. Să spună, uite, mi-ar place să văd un istoric, spun copiii din filmul acesta, partea asta nu e reală sau partea cealaltă. Dar nu doar să insistăm pe faptul că i s-a văzut ceasul unui dac care ținea o scuță sau chestii genul ăsta. Istoria nu e făcută doar din cancanuri. Pe de altă parte, trebuie să mai spunem că Plumbuita la 1848 pentru câteva luni, un an, a fost și loc de detenție. Nu foarte mult, dar se pare că a lăsat suficient de multe urme. Cum e, trebuie să spunem și că din foarte multele lucruri care îi asigurau altădată fondul de supraviețuire s-au pierdut aproape toate. Am spus în prima emisiune cum ultimul hectar s-a vândut ca să fie pământ unei cărămidării. Se pare că stareții de aici, care creșteau în autoritate, nu erau cei mai iubiți dintre pământeni. De fapt, și în fața mănăstirii se află mormântul Părintele Stare Statul, cel care a fost și senator o perioadă de timp în Senatul României după 90, arătând odată în plus că eu cred că de ei s-au ridicat și oameni ai politicului, nu doar oameni ai bisericii. Nu știu dacă asta e rău. Nu știu dacă în sfatul țării, când era mitropolitul și se ținea cont de latura evanghelică a politicului, era mai nefericit ca acum. Nu, era mult mai sigur bine că și... suntem în fața unui stat secular acum și că e firesc să acceptăm secularismul acesta, nu și securismul la care secularismul pare că excedează în ultima vreme. Astăzi biserica este scoasă încet, încet din parlament, din școli, din... Asta va fi greu, pentru că fiecare dintre noi suntem biserica. Mm-hmm. Și ai văzut că perioada COVID-ului pe mine asta m-a învățat foarte mult. L-am întrebat pe Părintele Stareț cum a fost atunci, a zis că pentru ei a fost simplu, au închis porțile și au rugat pe creștini să aștepte. Deci biserica are capacitatea aceasta de a aștepta. Și are capacitatea de a aștepta, de a crește, de a dezvolta oameni, de a lucra. Are mari capacități din acest punct de vedere și de a construi o, cum să-i spunem, o bulă de răbdare, o meterează de răbdare. Adică zidurile astea nu reprezintă doar o protecție împotriva lumii acesteia, ci și împotriva lumescului acestea, care uneori dăunează grav sănătății unei națiuni. Oricum, astfel de lucrări pe care o aveți înseamnă, de fapt, mici capitole de istorie. Certifica, fișe de post pentru istorici, pentru... Eu sunt convins că din școlile din zonă, dacă i-ar aduce pe copii un pic încoace, n-ar pierde istoria. Dacă tot ne place să facem lecții deschise și foarte pigmentate, cu non-conformism și cu un neoliberalist pedagogic, nu-i rău să-i aducem să vadă. Sigur că lipsesc morminte de voievozi, dar nu lipsesc voievozii. Cred că avem obligația și ca biserică să ne construim catedrele de religie un pic în spațiile acestea. De exemplu, eu sunt convins că un profesor bun de religie poate preda în amfiteatrul de la Plumbuita o istorie asupra nașterii Sfântului Ioan Botezătorul de mare calitate și se poate folosi de tot ceea ce este aici pentru a putea bucura pe copii. Cum cred că, de exemplu, dacă înainte de oră sau după oră dai o plimbare prin parcul Plumbuita, copiii sunt câștigați. Adică trebuie să învățăm să respirăm alt soi de pedagogie decât aceea de față în ceafă. În fond, distanțarea socială ne-a învățat și că distanța între bănci trebuie să fie un pic mai mare decât să-i sufli celuilalt în ceafă și să-i vezi doar ceafa. Probabil că dacă am fi stat unii lângă alții într-un cerc privindu-ne și învățând, vorbind de unii în fața celorlalți, inclusiv istorie, cred că am fi fost salvați de foarte multe din
nici scăderile de care astăzi nu trebuie să ne bucurăm pentru că întristează. Vă propun și o tâlcuire a Evangheliei. Cu mare bucurie. Această duminică. Avem o Evanghelie de la Matei, la capitolul 18. De aceea, asemănatul s-a împărăția cerului omului împărat care a voit să se ocotească cu slujile sale. Și începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și toate câte are ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i se închina zicând, Doamne, îngăduiește-mi și îți voi plăti eu ție. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria, dar, ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care datora 100 de dinari și, punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi că mi-ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând, îngăduiește-mi și îți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând, l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte și venind, au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă cu tine? Și mânindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu, cel ceresc, vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Ce te împuie să faci mai mare decât tot așa vă va face și vouă Tatăl ultimul meu? Ultimul verset este... E tălcuirea pildei, dar ne mai învață ceva, că atunci când suntem iertați, uneori devenim răi de tot în a ne ierta pe ceilalți. Pentru mine pilda este importantă cu ceea ce ți-am spus atunci când parcurgeam coridorul de siguranță al sălii tronului. E dificil să-i auzi pe unii care n-au investit nimic în salvarea culturii române, cum cer bisericii să se retragă din cultura română doar pentru că așa au stabilit ei, între ei, într-un cerc extrem de restrâns, plătit cu foarte mulți bani tot de la bugetul de stat. Adică suntem, dacă vrei, într-o astfel de ispită și mai un lucru. În ultima vreme am asistat enorm de mult la un mod de a aproviziona cu bani publici propaganda. Propaganda publică a unui partid, bani publici, propaganda publică a unei direcții politice. Trebuie să învățăm că datoriile noastre către stat sunt plătite în primul rând pentru ca statul să se întărească, nu să se șubrezească. Am auzit de mii de ori oameni care acuză biserica de neplata datoriilor, eu aș pune să se uite totuși în referatele financiare ale Bisericii Preot și în acte și să se învețe să nu se mai ia după clișee. Tipul iertat se ia după un clișeu. Dacă mie mi-e bine, pot să pun presiune pe celălalt pentru puținul lui față de mine. Un om iertat nu poate deveni rău niciodată. Oamenii care sunt iertați cu adevărat și simt această iertare se îmbunătățesc, își schimbă firea, îndrăznesc să spun chiar că își schimbă ființa lor. E cazul Sfântului Siluan, atonitul cel care spune cu atâta frumusețe că atunci când s-a rugat de auzit acel semnal, ține mintea în iar și nu deznădăjduie, zice, când m-a ridicat de jos eram o ființă nouă. Când te ridici din iertarea lui Dumnezeu, ești o ființă nouă. De fapt, despre asta este Evanghelia, iar această ființă nouă nu mai funcționează după regulile economiei de linie, ci ieșind dincolo, ridicându-se deasupra economiei spre economie. Iar în economie, mecanismul este iertarea, nu neiertarea. Este explicită, simplă de înțeles, iar acest ultim verset ar trebui totuși... E greu de aplicat. Gândește-te bine că... Inscripționat așa, văzut. Suntem foarte dificili și suntem aproape de neiertat înaintea lui Dumnezeu Tatăl, câte vreme ne ducem înaintea lui cu îngânfarea că noi iertăm. De fapt, Domnul Hristos ne învață că nu noi iertăm, ci Stăpânul. Împăratul acela e cel care iartă. Omul pe om nu iartă. Ceilalți, prietenii celor doi, colegii de sclavie, până la urmă, pot sesiza împăratului. Nu? Cum zice preotul, iată fiule, Hristos stă nevăzut, eu doar îl sesizez înaintea iertării lui. Cred că e momentul să le spunem oamenilor să nu mai facem pe iertătorii doar pentru că spunem scuză-ne sau te scuzi. A ierta înseamnă să colaborezi cu Dumnezeu la nașterea din nou a aproapelui tău, a fratelui tău.
cum putem face astăzi când suntem tot mai încrâncenați? Care restaurarea aceasta? Să investim corect, să nu furăm lucrurile pe care Dumnezeu le-a investit în noi. Spus-o repetat în perioada ultimă și o mențin părerea, nu lipsa de finanțe ne tulbură țara, ci lipsa de caractere care să nu fure finanțele țării. Eu cred că dacă avem nevoie acum de ceva, e nevoie să înțelegem foarte clar că fiecare investiție duce mai departe România. România nu poate merge mai departe pe mâna hoților. Asta este nu e doar regulă, este realitatea pe care o trăim în fiecare zi. Și că a ierta înseamnă, de fapt, a construi cu celălalt un spațiu de siguranță, pentru ca și cel care are puțin să se simtă în siguranță lângă cel care i s-a iertat mult când a avut mult de plătit ca datorie. E greu să faci echilibru în astfel de dezechilibre care par de neechilibrat. Și e greu să ne desprindem de acele clișee de care ne... E greu să ne desprindem de 23 august. E greu să ne desprindem de 23 august și să recunoaștem că adevăratele zile de mărturie ale poporului român a fost fiecare secundă a celui de-al doilea război mondial, fiecare secundă a primului război mondial. Îndrăznesc să spun că fiecare secundă de rezistență împotriva comunismului sau oricărei ideologii, inclusiv de proastă calitate naționalistă, înseamnă de fapt zile naționale. Când țara a mai câștigat o zi de viață, a plecat mai departe spre viața veșnică. Nu va fi ușor să ne luăm rămas bun de la Mănăstirea Plâmbuita. Nici nu să ne luăm rămas bun de fapt de la Plâmbuita și promitem telespectatorilor noștri că vom găsi împreună alte locuri de soare pline și că nu ne vom da îndărăt să obosim lucrând, să le spunem oamenilor că pentru minutele noastre de emisiune, regizorul nostru, colegii noștri operatori și noi muncim, sunetistul nostru, muncim suficient de mult încât să le arătăm respectul pentru ei și că uneori, în ciuda faptului că suntem datornici lui Dumnezeu, ne cerem iertare. Poate ar fi putut face mai mult. Așa este, dar încercăm să ne facem din asta o misiune de a prezenta tuturor ceea ce biserica face și frumusețea aceasta extraordinară pe care o punem în valoare. Modul în care oamenii bucură biserica. Mergem. Mergem mai departe. Atât pentru astăzi, sunt Rafael Udriște, vă doresc o duminică binecuvântată, Doamne ajută!